sunt Julia, iar astăzi am zis să încerc ceva mai deosebit în ceea ce privește machiajul meu de zi cu zi și am gândit că ar fi bine să vorbesc cu Andreea pentru că ea știe cel mai bine ce trebuie să purtăm în vara aceasta, să fie ceva light, dar să fie ceva de vară, dar să fie ceva frumos, ceva care se potrivească cu personalitatea mea și abia aștept să văd ce o să iasă. Hai să vedem! Bună tuturor, sunt Andreea Ali, iar de data aceasta vă prezint un machiaj pentru petrecerile de vară. Când am invitat-o pe Julia, habar nu aveam ce machiaj urma să-i fac, știam doar că trebuie să fie ceva feminin și sexy. Am început machiajul prin a demachia tenul pentru a îndepărta orice urmă de machiaj, după care am pulverizat apă minerală Evian, însă puteți să folosiți orice fel de apă termală sau pur și simplu să vă clătiți pe față. Pulverizez un primer de la Smashbox, Photo Finish Primer Water. Este un produs nou pentru mine, l-am folosit doar de câteva ori, însă îmi place foarte mult. Hidratează și revitalizează tenul. Nu conține alcool, silicon sau ulei și se absorbe imediat în piele, lăsând-o extrem de fină. De data aceasta aplic un fond de ten pe care nu l-am mai folosit în tutoriale, însă eu l-am mai avut în trecut și este un fond de ten foarte bun. Este vorba de Elise Fass Skinville Foundation. Elise Fass este un make-up artist de origine olandeză care a creat o linie de produse de make-up extraordinară. Calitatea produselor ei este foarte bună, iar acest fond de ten în mod special este potrivit pentru persoanele cu ten normal sau uscat care vor un fond de ten cu acoperire medie spre mare, dar care are un finish dewy, luminos. Nu știam că există și în România, eu l-am primit pentru a-l testa, alături de alte produse, de la www.savagebeauties.com. O să vă las un link în descriere. Folosesc Aqua Concealer de la Tarte Cosmetics pentru a lumina zona de sub ochi și centrul feței. Primesc multe întrebări legate de concealerul meu preferat. Tot timpul testez produse noi și dacă în trecut eram topită după Creamy Concealer de la NARS, acum acesta este preferatul meu. Poate și pentru că a venit vara și îmi plac mai mult produsele care nu încarcă tenul. Este un concealer cu o textură foarte ușoară, fină, nu usucă pielea și nu se strânge la fel de mult ca majoritatea produselor de acest gen. Poate fi aplicat atât cu purățelul Beauty Blender, cât și cu degetele. Ambele variante sunt la fel de eficiente în cazul acestui concealer. Dacă vrei ca machiajul să dureze toată noaptea, atunci neapărat trebuie să-l fixezi cu pudră. De-a lungul timpului am încercat nenumărate pudre, însă niciuna nu mă mulțumește la fel de mult ca cea de la Laura Mercier, Translucent Loose Setting Powder. Încep întotdeauna cu zona de sub ochi, unde folosesc o pensulă mai îngustă, după care continui cu restul feței folosind o pensulă cu perii mari. După ce aplici fond de ten și pudră, tenul are un aspect plat, așa că folosesc o pudră de contur de la Inglot care va oferi dimensiune tenului. O aplic sub osul pometelui și ușor pe tâmple. Nu uita că pudra de contur trebuie să aibă o culoare ușor spre gri pentru a imita umbra naturală a pielii. Încălzesc nuanța pielii cu pudra bronzantă Hoola de la Benefit și o aplic acolo unde în mod natural te prinde soarele, pe pomeți, pe frunte și ușor pe nas și bărbie. Pentru a avea sprâncene perfecte, trebuie să urmezi câțiva pași simpli. Umple întâi golurile din sprânceană cu o pudră de sprâncene cum e cea de la Anastasia Beverly Hills. Eu folosesc nuanța Soft Brown. Apoi, cu ajutorul unui creion, desenează fire de păr acolo unde sunt goluri pentru a oferi sprâncenei un aspect cât mai natural. Eu folosesc Brow Wiz de la Anastasia Beverly Hills și vă asigur că odată ce ajungi să folosești acest produs, devii dependentă de el. Nu degeaba se numește Brow Wiz, este vrăjitorul sprâncenelor. Nu uita să folosești celălalt capăt al creionului, care are o perie specială pentru a îndepărta produsul în exces. La final, aplică un strat de gel pentru fixarea sprâncenelor, cum e Clear Brow Gel, sau dacă vrei să dai sprâncenelor un strop de culoare, folosește Tinted Brow Gel de la Anastasia Beverly Hills. Pentru Julia folosesc nuanța Brunette. Poate ai încercat de multe ori să folosești fard de pe ape și ți se pare că pe pielea ta fardurile nu arată ca în ambalaj.
este esențial să acoperi pleoapele cu un primer înainte să aplici fardul de pleoape. Eu folosesc Air Patrol de la Benefit, în primul rând că fardul rezistă mult mai bine, dar mai mult decât atât, culorile de fard sunt mult mai vii. Îți recomand ca după ce aplici primerul să-l fixezi cu un strop de pudră liberă. În felul acesta, fardurile se vor difuza mult mai ușor. Din paleta de farduri de la Tarte Cosmetics, Tartelette in Bloom, folosesc o nuanță de maro, caramel, se numește Smarty Pants și o aplic în pliul pleoapei. Vă spuneam mai devreme că alături de fond de ten am primit și alte produse de la savagebeauties.com. Acesta este un produs Elise Fast, de data aceasta un fard de pleoape sub formă de cremă cu un ambalaj care pe mine m-a cucerit. Folosesc nuanța Lilac Taupe și o aplic pe pleoapa mobilă. Este genul acela de fard care nu se strânge pe pleoape și poate fi purtat singur sau în combinație cu alte farduri pudră. În colțul extern al ochiului folosesc nuanța Leader, care e un maro roșiatic, tot din paleta Tartelette. Pentru acest pas mă folosesc de o pensulă nouă, 221 de la MAC, de care sunt îndrăgostită iremediabil. Este un fel de fratele mai mic și mai precis al lui 217, care, după cum știți din tutorialele mele, este tot o pensulă de blending, însă ceva mai mare. 221 este excelentă pentru pliu, fiind mai mică și mai precisă, nu împrăștie produsul așa cum ar face o pensulă de blending obișnuită. It's my new favorite! Ador acest pigment de la Inglot și abia așteptam să-l folosesc. N-aș putea să definesc exact culoarea, are reflexii multiple, aș putea spune, însă predomina acest golden rose. Pentru a-l aplica, pulverizez puțin fixator pentru machiaj direct pe pensula cu care urmează să aplic fardul, după care pun puțin produs pe pensulă și îl tapotez apoi pe pleoape. În felul acesta, fardul pulbere se lipește mai bine de pleoape. În colțul intern al ochiului folosesc un alt fard Elise Fast în nuanța 301. Este un fard cremos, metalic, care arată senzațional și pe pleoapa mobilă. Vă asigur de asta pentru că zilele acestea l-am folosit și arăta incredibil. Pentru a contura și mai mult ochii, aplic același maro roșiatic și la baza genelor inferioare, după care îl difuzez pentru un aspect natural. Pe mucoasă aplic creionul cromografic de la MAC, care va da iluzia de ochi mai mari și mai odihniți. Genele inferioare le rimelez cu mascara de la Elise Fast, pentru că are această pensulă îngustă, care îmi permite să ajung chiar la baza acestora. Pe buză aplic Liquid Lipstick de la Anastasia Beverly Hills în nuanța Sugar Plum. Este o culoare super frumoasă pentru vară. Pe pielea bronzată arată într-un mare fel. Acest produs nu are nevoie de contur, poate fi aplicat direct cu aplicatorul rujului, fiind destul de precis. Vă asigur că rezistă o perioadă bună de timp, nu usucă buzele și, după cum se vede, este extra pigmentat. Pe pomeți aplic un blush în nuanța Charm de la Ofra Cosmetics, iar deasupra pomeților aplic un fard pentru iluminare din paleta Skin Twinkle de la Tarte Cosmetics. Fixez totul cu spray-ul de fixare de la Urban Decay, care va topi efectul pudrei și va lăsa tenul hidratat. Acesta a fost machiajul pentru petrecerile de vară. Îi mulțumesc Juliei că a acceptat invitația mea. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați canalului meu de YouTube. Sunt activă și pe Instagram, Snapchat și Facebook. Și nu uitați că lista completă de produse o găsiți în descrierea acestui tutorial și pe blogul meu www.aliaandrea.com. Mulțumesc!